cats and kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Împlinim un an de la deschiderea cofetăriei Cristina de Casă, aici acasă, în Suceava. În semn de recunoștință pentru clienții noștri care ne-au fost alături și au apreciat rezultatul muncii noastre, am ales să le oferim un concert, muzică live, cu actorul Vlad Gălățianu și Dora Notarescu, într-un ambient plăcut, cu limonadă, dulciuri, prăjituri de casă, așa cum i-am obișnuit, cu ingrediente naturale și de calitate. Foarte emoționată mă simt, pentru că e un vis care a devenit realitate. E ceva ce nu aș fi putut să-mi imaginez că mă poate lua ființă aici. Pasiunea mea pe care o am de cel puțin 8 ani de zile. Să fac prăjituri pentru cei de acasă. Atelierul de prăjituri și clipe dulci Cristine de Casă vă așteaptă și pe voi să redescoperiți gustul prăjiturilor din copilărie, alături de alte tentații delicioase, atât în cofetărie, cât și în grădina de vară din Suceava, de pe strada Dragoș Vodă, la numărul 22.